De la perne la generatoare, țările Uniunii Economice Euroasiatice formează o industrie comună. În Belarus se pregătește lansarea unui nou model de motocicletă. Binecunoscutul Minsk a devenit mai ușor și mai puțin zgomotos. Robotul profesor le predă lecții elevilor din Costanai, în liceul IT OZAT pentru copiii talentați. Lecțiile se desfășoară folosind tehnologiile inteligente produse în Rusia. Satele care citesc, păstorii din munții Kârgâstanului sunt vizitați de bibliotecari. A 12-a ediție a Festivalului Internațional de Arte din iarnă a avut loc la Sochi. Problemele care devin periculoase odată ce sunt trecute sub tăcere, dar despre care ne este frică să vorbim, atunci când teatrul preia rolul de mentor și prieten. Acestea, dar și alte subiecte le urmăriți în cadrul emisiunii săptămânale Continent la Accent TV. Sunt Ludmila Apostol și vă zic bun găsit! Țărilor din Uniunea Economică Euroasiatică le va fi mai ușor să coopereze în industria feroviară. În acest sens, a fost deja creată o singură listă de întreprinderi care doresc să participe la proiecte comune în domeniul transportului. Cum va contribui Armenia, vă spunem în cele ce urmează. Mormanele din Sintepon se transformă repede în pături moi și perne. Din acesta mai întâi se face o pânză netedă din bucăți de fibre sintetice, iar apoi sunt introduse într-o husă din țesătură. Pentru ca materialul să nu se facă boț când este folosit, păturile și pernele sunt cusute. Practic toată producția din fabrica de îmbrăcăminte este automatizată. De exemplu, acest dispozitiv conectează țesătura și sinteponul cu ajutorul ultrasunetelor. Această pătură păstrează mai bine căldura și este mai ieftină. Lingerie de pat, huse pentru saltele, prosoape. În curând, produsele vor fi utilizate de către călătorii companiilor feroviare din cadrul țărilor Uniunii Economice Euroasiatice. Fabrica armeană a fost primul stat care s-a alăturat proiectelor comune. Suntem gata să facem convenție specială pentru trenurile feroviare, fie că este vorba de lingerie de pat sau de alte accesorii textile pentru vagoane. Fabrica este bine echipată din punct de vedere tehnic și este pregătită să îndeplinească orice comandă individuală în cantitatea necesară. Confecționăm toate produsele de la zero, astfel încât să putem obține o calitate ridicată la un preț accesibil. Republica produce nu doar pături și perne pentru companiile feroviare, ci și piese de schimb și instrumente pentru inginerie mecanică. Fabrica Almast din Yerevan produce aproximativ 200 de unelte de diamant pentru tăierea și prelucrarea pietrei, a lemnului, a sticlei și a materialelor nemetalice. Până la utilizare, semifabricatele sunt procesate în 20 de etape. Fabrica continuă tradițiile școlii sovietice. Acum produsele noastre sunt reprezentate pe piața iraniană și cea europeană. Avem și un export mic către Uniunea Euroasiatică. Suntem interesați în extinderea vânzărilor către Rusia, unde calitatea produselor noastre este bine cunoscută. O listă unică de companii care cooperează în industria feroviară UEE a fost publicată pe site-ul Comisiei Euroasiatice. Acum aceasta include 76 de întreprinderi din Armenia, Belarus și Kazahstan. În curând lista se va extinde și va fi mai ușor să găsiți un partener pe piață. Belarus se pregătește de lansarea unui nou model de motocicletă electrică. Binecunoscutul Minsk a devenit mai ușor și produce mai puțin zgomot. Ce noi schimbări urmează a fi implementate, aflăm în continuare. Noua inovație la momentul de față circulă doar prin întreprindere și la prima vedere arată ca strămoșul său sovietic. De fapt, de la vechiul Minsk 125 a rămas doar cadrul și volanul, spun dezvoltatorii. Celelalte componente, inclusiv bateria electrică în loc de motor, reprezintă fructele secolului 21. Viteza acestui motor poate ajunge la aproximativ 150 de km pe oră, însă pentru moment am stabilit o limită de 120 de km pe oră.
Prima motocicletă electrică belarusă accelerează rapid, se manevrează ușor și frânează fiabil. Încă un plus, aceasta cântărește mai puțin decât de obicei. Nu există un comutator de viteză și nici un zgomot al motorului. Din cauza funcționării silențioase, uneori nici șoferul nu înțelege că tehnica câștigă viteză. Motocicleta electrică va fi cu siguranță îndrăgită de locuitorii orașului, în special de pietoni. Aceasta nu îi va speria pe străzi prin forma agresivă, asurzindu-i din cauza zgomotului. Inginerii belaruși au lucrat asupra inovației mai mult de un an și se arată mulțumiți de rezultate. Dificultatea a constat în crearea acestui motor și introducerea motocicletei clasice Minsk ca design. Au existat probleme la acest capitol. Motocicleta este încărcată normal. Există o unitate de alimentare ca la un computer. Încărcarea durează aproximativ 4 ore. Dar acesta este doar un prototip. Binecunoscuții bikeri din Belarus, Ivan Vabișevici și Nicolae Lebedev, s-au arătat interesați de inovație, însă la moment nu sunt pregătiți să-și schimbe motocicletele clasice. Cea electrică are rezerva de putere mai mică. Motocicliștii, mai devreme sau mai târziu, își doresc să facă o călătorie mai lungă, iar atunci pot apărea probleme. Cu toate acestea, producătorii subliniază, munca asupra inovației nu s-a finalizat. Elementele noi vor fi testate și aduse la bun sfârșit. Motocicleta va fi dotată cu o baterie mai puternică, iar designul va fi îmbunătățit. Cadrul clasic al Minskului sovietic va fi schimbat într-unul mai modern. După aceasta, motocicletele vor fi produse în serie, cel mai probabil anul viitor. Peste 1000 de oameni din regiunea Costanai și-au deschis propria afacere anul trecut. Capitalul de bază l-au primit sub formă de împrumuturi în cadrul programului de angajare productivă și antreprenoriat în masă. Suma totală a împrumuturilor preferențiale pentru începători a depășit 4 miliarde de tenge. Mulți dintre tinerii întreprinzători au beneficiat de ofertă. Paradoxal, femeile au fost cele care, fără frică, au investit în cele mai riscante proiecte. Imaginea tinerii când bat cu Kieva de doar 20 de ani, la prima vedere, nu corespunde cu activitatea curentă acesteia și anume de finanțator. Acum aceasta este o femeie de afaceri și se ocupă de creșterea cailor. Kimbat a luat un microcredit și din 4 milioane de tenghe a cumpărat 10 cai și hrană pentru aceștia. Anul trecut a vândut deja cu mâns, iar pe durata 3-4 ani, aceasta planifică să majoreze numărul cailor cu cel puțin 3 ori. Întrucât întreaga familie se ocupă de asta, ne ajutăm reciproc, venim cu sfaturi și este mult mai ușor. Ei îmi vorbesc despre greșelile lor pe care nu trebuie să le repet acum. Costanai, anul trecut, a devenit lider la numărul de solicitări de împrumuturi în cadrul programului de ocupare a forței de muncă. Anume aici, datorită microcreditării, 123 de oameni au devenit oameni de afaceri. Și suma totală a împrumuturilor a depășit o jumătate de miliarde tenge. Accentul principal este dezvoltarea domeniului de creștere a animalelor, creșterea vitelor, hrănirea acestora. În cadrul programului au fost obținute microcredite ca CPicker pentru oferirea acestor servicii populației. Acestea sunt transportul de pasageri, transportul de mărfuri și apicultura. Între timp, Kimbat cu Kieva nu se va limita la un singur furaj. Aceasta a deschis un magazin de comercializare a cărnii. O fermă de produse lactate urmează a fi deschisă în regiunea Sahalin, orașul Corsakov. În regiunea dată, sub supravegherea tehnologiilor, vor fi îngrijite 1000 de vaci. Proiectul, încă de la prima etapă, cea de construcție, a fost apreciată înalt de președintele Rusiei la forumul Ruso-Belarus. Cum va arăta ferma în viitorul apropiat, aflați din materialul ce urmează. Frumuseți străine cu viză de reședință în Corsakov. Acum câteva luni, aceste vaci au pășunat pe pajiștile ungurești și olandeze. Astăzi sunt fericite să mănânce din fânul Sahalinului. 400 de vaci de rasa Holstein sunt primii angajați a celei mai mari ferme de lapte din regiune. Acum avem o perioadă ca și în armată, cursul tânărului luptător. Până când vacile nu sunt mulse, ne putem obișnui cu ușurință și să elaborăm un program astfel încât să funcționeze totul bine și să obținem profit. Consumatorii la fel vor avea de câștigat. Laptele natural pentru populația din regiune până în ziua de azi valorează mult. Odată cu deschiderea fermei, Sahalin începe propria istorie a produselor lactate.
Acesta este un eveniment important pentru regiune în ceea ce privește siguranța alimentară. Datorită deschiderii fermei, va fi realizată o prestație pe cap de locuitor de până la 26% din producția proprie. Se așteaptă că o vacă va oferi cel puțin 7.000 de litri de lapte anual. Cea mai frumoasă experiență din Belarus a fost încorporată în aceste camere. Hambarul este dotat cu cruste automate, dușuri, coridoare spațioase și un salon de mulți. În fiecare zi, 1.000 de capete vor trece prin această sală, fiind deservite de doar 4 persoane. În rest, totul ține de tehnică care este una modernă. Din partea angajaților, este nevoie de un efort minim, introducerea datelor privind sănătatea vacilor. Aici este înregistrat și numărul fiecărei vaci, numărul de litri de lapte dat și calitatea acestuia. Totul este actualizat în timp real, spune Dmitrii Bârcov. Acum 2 ani, tânărul a venit din Belarus și a ajutat la instalarea echipamentului. Am asamblat-o, apoi m-am întors aici, m-am stabilit și învăț pe oameni cum să lucreze cu acest echipament. Acum acesta este angajat și locuitor al satului Razdolnei. Angajații companiei și-au construit orașul. 50 de case, toate pentru o viață și o muncă confortabilă. În curând vor fi și mai mulți. Întreprinderea va deschide o maternitate. Râurile de lapte urmează a fi turnate prin țevile de fier în cisterne și apoi vor ajunge pe mesele locuitorilor din Sahalin. Belarusul majorează exportul de mobilier din lemn. Doar anul trecut exporturile au crescut cu 18%. Țările Uniunii Economice Euroasiatice cumpără nu doar paturi, dulapuri sau vestiare, ci și carton, tapet și hârtie. În pavilioanele de uscare, stejarul este depozitat aproximativ o lună, arinul cu câteva zile mai puțin. Conținutul de umiditate al lemnului trebuie să fie de circa 8%. În caz contrar, mobilierul s-ar putea fisura. În fiecare an, compania cheltuie sute de mii de euro pentru actualizarea mașinilor sale. La acesta, de exemplu, cu ajutorul unui laser sunt decupate elementele decorative pentru mobilierul de dulap. Puteți programa orice model. Anterior, acesta era tăiat manual. Productivitatea crește de zeci de ori. Reducerea semnificativă a consumului de energie. Avem doar 4% din energia electrică inerentă costului de producție. Este foarte puțin. Electroenergie заложена в себестоимость продукции. Всего 4% это как бы очень мало. 70% din mobilierul produs la această întreprindere este exportat. Piața principală este Rusia, urmată de Kazahstan, Armenia, țările Uniunii Europene. Dacă, de exemplu, Kazahstanul preferă mobila unde există elemente aurii și argintii, atunci în Europa astfel de mobilier nu este perceput. Sunt preferate formele mai moderne, mai simple, am putea spune. Anul trecut, pe piața țărilor Uniunii Economice Euroasiatice au fost exportate produse de prelucrare a lemnului în suma de 216 milioane de dolari, adică cu 18% mai mult decât în 2017. Belarus oferă mobilier, carton, hârtie, panouri din lemn. În acest an, lista se va extinde. Deschidem în acest an o fabrică de celuloză și carton în Svetlogorsk. Astfel suntem pregătiți să oferim pastă suflată. De asemenea, în perspectivă, carton acoperit și neacoperit. Acest produs va fi la mare căutare pe piețele din Rusia și Kazahstan. Există industrii care lucrează cu această materie primă. Biogaz din deșeuri animaliere. Inventatorul din Kârgâzstan a găsit o posibilitate cum să profite de taurii săi. O bună perioadă de timp, nimeni nu a crezut în ideea acestuia. Acum însă, în unele ferme, s-a trecut în totalitate la sursa alternativă de energie. Taurii sunt priviți de acum încolo și ca sursă de energie. Alexei Vedenev are o atitudine specială față de tauri și vaci. Acum 20 de ani, anume animalele au fost cele care l-au inspirat pe agricultori la invenții. Un lucru îl întrista. Taurii produceau mai multe deșeuri decât carne. Unde să le depozitez? Întâmplător a dat peste un articol despre crearea biocombustibilului. Atunci au și început experimentele. Când prietenii au aflat cu ce mă ocup, au zis că nu sunt sănătos mental.
Acesta însă a dat dovadă de încăpățânare, a desenat mai multe scheme, a confecționat de sine stătător un aparat și a început să extragă energie. Fermierul câinar Suranciev a crezut în ideea prietenului și a elaborat o astfel de construcție. Iată, pornesc mixerul. Procesul este simplu, se adaugă apă în gunoi, se lasă la fermentat și se transformă în gaz. Materia primă este mereu la îndemână. 10 tauri pe zi produc 300 kg de deșeuri, care îi oferă fermierului căldură, apă caldă și gaz pentru întreaga zi. Economia este mare. Pe lângă tauri și berbeci, găini și rațe de rase rar întâlnite. Nu de mult, inventatorul s-a făcut și cu prepelițe. Prepelițele oferă nu doar carne și ouă dietetice, dar și deșeuri. Dacă le adăugați la gunoi, obțineți mai mult gaz. Gazul este produs de mine. Puteți atinge caloriferele, să vedeți că sunt calde. Astfel s-a reușit în această gospodărie economisirea resurselor și reutilizarea deșeurilor. Robotul profesor le predă lecții elevilor din Costanai. În liceul IT OZAT, pentru copiii talentați, lecțiile se desfășoară folosind tehnologiile inteligente produse în Rusia. Activitățile le provoacă un mare interes elevilor. În liceu, de la începutul anului școlar, activează doi roboți. Unul dintre ei este numit T și se află la intrarea principală a clădirii. Sarcina sa este să-i salute pe vizitatori și să le facă cunoștință cu școala. La momentul de față, T vorbește doar în limba rusă. Здравствуйте! Привет! Как вас зовут? Даурембек! Даурембек! Cel de-al doilea robot se numește AI și în limba kazahă le predă elevilor lecții de astronomie. Profesorul monitorizează lecția, robotul neavând atribuția să evalueze elevii. Potrivit cadrelor didactice, robotul pentru elevii de liceu nu este doar un profesor, ci și un prieten. Când am văzut pentru prima dată roboții, am rămas surprinși. Astfel de roboți sunt numai în școala noastră. El nu doar predă lecții, dar poate să-și miște mâinile, să danseze, chiar și să ne povestească situații amuzante. Robotul funcționează autonom. Acesta construiește un dialog logic cu elevii, copiii pot să adreseze orice întrebare și el va răspunde. Profesorii și studenții au introdus programe speciale pentru roboți. Mai mult decât atât, elevii învață să-i creeze și singuri. Senzorul cu o convergență puternică a autovehiculelor emite un semnal. Astfel previne accidentele și coliziunile. În școala liceu pentru copiii talentați, elevii sunt acceptați din clasa a 7-a. Până în prezent aici studiază 149 de tineri conform sistemului actualizat. Școala noastră este dotată cu camere de modelare 3D. Predăm tehnologia IT. Există 26 de tablete care sunt controlate prin intermediul calculatoarelor. Întregul proces educațional se desfășoară în baza tehnologiilor digitale. Școala a deschis recent o nouă activitate, un cerc de cibersport. Acum aici se desfășoară primul turneu intern cu participarea a 40 de jucători împărțiți în 8 echipe. La sfârșitul vizitei, robotul T din nou ne-a surprins cu abilitățile sale. Eroul următorului material este un tânăr care educă 26 de copii la vârsta de 22 de ani. Iuri Litoșic lucrează în calitate de profesor la o grădiniță din Vitebsk. O alegere neobișnuită, la fel ca și femeile care aleg să lucreze ca șofer de camion. Dar în orice regulă există excepții. Cel mai important este să-ți placă ceea ce faci și să-ți îndeplinești atribuțiile conștiincios. Acest lucru este confirmat de dorința părinților de a-și încredința copiii unui educator de sex masculin. Спрашивает: "Терем, терем, теремок. Что спрашивает? Кто? Тереме живёт?"
Poveștile nu sunt doar o parte integrantă a copilăriei, ci și o componentă importantă în dezvoltarea copilului. La nivel teoretic, despre asta s-a vorbit la lecțiile universitare. Astăzi însă Iuri Litoșic își implementează cunoștințele în practică. Toate au fost dobândite treptat. Aș dori să învăț cum să selectez cheița pentru toți copiii, o modalitate diferită de abordare pentru fiecare. Îmi place să lucrez foarte mult. Nu m-am așteptat să-mi aducă o satisfacție activitatea. La doar 22 de ani, acesta are 26 de copii, de la 3 la 4 ani. Toți au nevoie să mănânce, să bea și să doarmă. Tânărul educator a fost nevoit să înțeleagă elementele de bază ale coafării, grupul educațional fiind frecventat de 13 fete. Și cu siguranță fiecare dintre ele vrea să fie irezistibilă și unică. Lucrul cu micuții nu este ușor, iar abilitățile nu vin imediat. Cu unii trebuie să fii sever, iar cu alții mai înțelegător. Însă, în opinia educatorului, cel mai important aspect este impunerea disciplinei și câștigarea credibilității fără a ridica vocea sau a întreprinde măsuri dure. Cum este educatorul? Ca un lup înfricoșător? Nu, dar cum e? Bun, repară multe, dar ce are de reparat? Când cineva a defectat ceva, el repară. Iuri Litoșic a subliniat că cel mai dificil lucru a fost să se obișnuiască cu zgomotul. În timp ce vorbim cu tânărul educator, copiii se joacă, încearcă să reușești să-i monitorizezi. Astăzi, mulți părinți doresc ca micuții lor să intre în grupul educațional condus de Iuri Litoșic. Asta, deși cu doar jumătate de an în urmă, s-au arătat sceptici. Părinții, desigur, au fost sceptici la prima apariție a unui educator de sex masculin. Apoi, fiind mai familiarizați cu el și văzând reacția copiilor, desigur, deja sunt mulțumiți. Pentru că tânărul este într-adevăr literat, iubește foarte mult copiii, acesta este cel mai important lucru, are o atitudine frumoasă. Participarea bărbaților la creșterea copilului este fără îndoială foarte importantă, mai ales pentru băieți. Din păcate, unii copii nu au părinți deloc. Adesea copiii sunt alintați de mame și bunici, iar profesia aleasă de Iuri este una corectă, deoarece educarea copiilor ține și de bărbații puternici. Bibliotecile din Munții Cârgăstanului. Acum aici găsești de toate. Ficțiune, literatură științifică și educațională, cărți pentru copii. Și asta la înălțimea de 3,5 de metri deasupra nivelului mării. În timpul iernii, bibliotecarul merge acasă la păsturi pentru a-i familiariza cu noile cărți. Isentur vizitează sătânii la fiecare 2-3 săptămâni. În loc de daruri, are o pungă cu cărți. Timp de 3 ani, femeia lucrează în calitate de bibliotecar. Toată literatura este livrată acasă. Locuitorii de aici nu au timp să coboare din munți pentru a-și lua o carte. Bibliotecara este întotdeauna întâmpinată călduros. Cu noile cărți, Isentur aduce cu ea întreaga lume. Oferă sfaturi care sunt cărțile ce neapărat urmează a fi lecturate. Bibliotecarul are propriul său card pentru fiecare adult și copil. Noi, de asemenea, mergem în sat și la biblioteca noastră, dar nu este foarte convenabil, mai ales acum iarna când este rece în munți și soarele apune de vreme. Și copiii iubesc să citească foarte mult, mai ales poveștile. Și eu și soțul meu încercăm să ținem pasul cu ei, deși nu ne iese întotdeauna. Există 20 de astfel de familii, iar alte 250 de persoane ajung la bibliotecă singure. Dragostea față de carte continuă neîncetat, în ciuda faptului că satul este conectat la internet. Acum o lună am fost conectați la internet, iar oamenii pot obține acum informații din afară. Dar personal, noi credem că prin intermediul cărților este oferită o educație bună copiilor. Pentru noi a fost întotdeauna important ca această bibliotecă să funcționeze și să nu se închidă niciodată. În timpul săptămânii, ușile bibliotecii sunt deschise între orele 9 și 18. Adesea, aici pot fi întâlniți elevii care studiază în vecinătate. După ore, primul lucru pe care îl fac este să vină la bibliotecă. Recent am primit 100 de cărți noi. Printre acestea este Harry Potter tradus în cârgâză. Copiii erau încântați, aceștia au privit filmul numai la televizor, iar acum au ocazia să citească cartea. Acum nu avem nicio carte de Harry Potter pe rafturi, totul a fost luat de copii. Toată literatura este în mare parte scrisă de autorii autohtoni și în limba cârgâză, dar există cărți și scriitori străini, astfel încât cititorii să cunoască și literatura universală. O treime din textele din bibliotecă sunt traduse.
Anul 2019 în Republica Moldova este declarat anul familiei. Însă, cu problemele demografice și pierderea valorilor familiale se confruntă mai multe state. Astfel, locuitorii din regiunea Smolensk și-au salvat satul natal de la dispariție, unde acum câțiva ani erau pe punctul de a se închide singura instituție de învățământ, în care au rămas doar 7 elevi. În acel moment, profesorii au făcut un pas neașteptat. Au adoptat copiii din orfelinat. Cum a evaluat situația și în ce mod de viață duc acum în cele ce urmează? Aceasta este Varea mea. Îi place să deseneze și limba germană. Iar acesta este Mișa. Cred că va deveni în viitor un politician. În această familie, copiii nu sunt împărțiți în proprii și adoptivi. Olga este mama a 4 micuți. Varea și Mișa au venit în familie recent de la centrul de plasament din Smolensk. Astfel de familii adoptive în acest sat sunt majoritatea. Aici locuiesc 48 de copii, dintre care 40 sunt veniți din orfelinat. Am avut un astfel de caz. Ne-a oferit foi de odihnă și am luat toți copiii pentru sărbătorile de iarnă. Cred că a fost acum 4 ani, mergeam prin sat, iar satul parcă ar fi dispărut ca și atunci când nu erau copii. Șapâi este un sat rusesc a cărui istorie în 2006 s-ar fi putut încheia pentru totdeauna. Atunci, administrația locală a amenințat că va închide singura școală, sub pretextul că nu există copii care să studieze. Și dintr-o dată, unul din profesori a anunțat, va lua copiii dintr-un centru de plasament pentru a-i crește și educa la școala lor. Oamenii, când au văzut că am luat copiii, de la început au simțit frică, având propriile convingeri și prejudecăți, inclusiv ce ține de ereditate. Însă, când au văzut că micuții sunt ca și ceilalți copii foarte buni, au început să-i adopte. Exemplul a fost urmat de colegi, iar apoi și de alte familii. Am avut puterea, am simțit că putem adopta copii și le putem oferi căldură. Ei sunt din regiunea Smolensk, de asemenea dintr-un sat îndepărtat, copii de țară. I-am luat din orfelinatul din Smolensk. Școala a căpătat o nouă respirație, la fel ca în perioada de glorie a satului în anii 80, când încă mai existau locuri de muncă și fabrici de producție în regiune. După primul val de adoptare, populația s-a dublat. A fost construită o biserică și o grădiniță. Problemele interne însă au rămas. Deși Smolensk este la mai puțin de o oră distanță, în sat nu există conexiune telefonică la internet, nu există gaz sau alimentare cu apă. Acești băieți merg de 3 ori pe zi la fântână. Cei mai mari încălzesc soba și taie lemne pentru foc. Familia Borunov este bogată în copii, fiica nativă Carina și 6 băieți adoptați. Mai sunt și copiii proprii, dar care s-au maturizat și au plecat să locuiască în oraș. Am o pensie și un salariu. Ei bine, avem o săptămână part-time. Plătesc un salariu minim de 9.000. Cu tot cu pensie ajungem la aproximativ 20.000. Acum avem 7 copii. Nu ne plictisim. Familia trăiește din contul salariului poștașului și din banii oferiți de asistența socială. Însă nu se plâng. Însuși părinții provin din familii cu mulți copii. Odată cu micuții adoptivi a revenit viața și tinerețea în sat, fără de care acesta ar fi dispărut. Peșterile de sare din Armenia contribuie la combaterea virusilor. O astfel de stațiune este amplasată în Erevan, pe teritoriul unei mine de sare. În mină domnește o liniște pătrunzătoare încât poți auzi pământul sub picioare. Îndată cum pășești în aceasta, imediat simți gustul de... Tunelul duce spre intrare, iar în spatele acestuia se regăsesc peșterile spațioase. În interior sunt amplasate birourile personalului medical și procedural. În același timp, în peșteră pot să se afle până la 60 de pacienți. Aceștia beneficiază de tratamente respiratorii și cocktailuri cu oxigen, care sunt foarte utile pentru astmatici. Iaroslav Coltunov are 7 ani. Timp de 4 ani, băiatul trăiește cu diagnoza de astmă bronșic. A venit la stațiune împreună cu mama sa din Rusia. Am ajuns în februarie pentru a îmbunătăți starea plămânilor pentru a evita agravarea stării primăvara. Pentru un tratament eficient, se recomandă să petreceți aici 6 ore pe durata a 20 de zile. Atunci ionii de sodiu și clor, asemănători compoziției pe care o are sarea marină, încep să acționeze asupra corpului, ceea ce întărește sistemul imunitar. Urmez tratamentul deja al treilea an consecutiv. Am avut o tulburare a sistemului nervos și nu am putut merge. Acum mă simt mult mai bine. Sper să mă vindec cât mai curând posibil.
Procedurile saline sunt gratuite pentru cetățenii din Armenia. Pentru turiști, o singură vizită costă 20 de dolari. Anual, aproximativ 1500 de persoane coboară în peșteră, iar după recuperare, mulți se reîntorc pentru ședințele de profilaxie. Cel de-al 12-lea Festival Internațional de Artă de Iarnă a fost organizat la Sochi. Teatrul de Iarnă este una din cele 5 locații ale evenimentului. Spectacole, masterclass-uri și concursul tinerilor compozitori. În fiecare an, programul se schimbă, dar în cei 12 ani, festivalul are deja cărți de vizită și un public special. Ultimele minute sunt deosebit de importante pentru repetiții. Acum, cea mai importantă este atitudinea. Programul este serios pentru publicul adult. Cea de-a cincea simfonie a lui Șostakovici, Romeo și Julieta de Tchaikovsky și Carmen de George Bizet vor fi jucate pe scena Teatrului de Iarnă. Sala este arhiplină. Dirijor este maestrul Yuri Bashmet și colegul său italian Claudio Vandele, care nu participă pentru prima dată la festivalul de la Sochi. Acesta recunoaște în fiecare an redescoperă orașul și oamenii într-un nou mod. Împreună cu orchestra au repetat programul timp de 2 săptămâni, iar în acest timp au reușit să devină un tot întreg. Am lucrat cu această orchestră de când a fost fondată. Nu sunt o persoană nouă, însă de fiecare dată îmi provoacă o mare plăcere. Acest program are atâtea transpoziții. Orchestra trebuie să se obișnuiască cu trecerea la diferite piese. Acest lucru este neobișnuit. Am repetat 7-8 ore zilnic. Muzicienii au o vârstă cuprinsă între 11 și 22 de ani. Pentru a juca pe scena Teatrului de Iarnă de la Sochi, fiecare dintre ei a trecut calificarea în diferite etape. Mulți au călătorit câteva mii de kilometri. Tania are doar 16 ani, dar pentru ea, acesta este al treilea festival și o experiență incredibilă de lucru cu maestrii. La repetițiile cu Yuri Abramovici, acesta oferă adesea sfaturi profesionale. De exemplu, ieri ne-a vorbit despre pizzicato subliniind. Este necesar și interesant pentru că am avut întrebări, iar el ne-a răspuns. În prezent, în componența de bază a Orchestrei Simfonice pentru Tineret sunt 90 de persoane. Aceștia au reușit deja să cucerească Moscova, Milano, Geneva și Bruxelles. Dar spectacolul de la Sochi este unul special, orchestra sub conducerea lui Yuri Bashmet fiind formată anume în acest oraș. Am decis să deschid festivalul cu orchestră de tineret. Pentru prima dată a evoluat și s-a format aici la Sochi. Această poveste a necesitat sinceritate și multă muncă. Din orașe diferite ne adunăm să repetăm și organizăm concerte de 2 ori pe an. În fiecare an programul se schimbă, dar în cei 12 ani de organizare, festivalul are deja cărți de vizită și publicul său special. Până când nu este prea târziu, dependența de droguri, viteza, sinuciderile sunt amenințări reale cu care se confruntă în mod constant copiii. Pentru a trece peste acestea, adolescenții au nevoie să fie îndrumați. De acest obiectiv se conduce forumul Puterea Vieții, iar teatrul discută cu tinerii despre problemele întâmpinate de aceștia. Elevii de liceu nu se vor reține pentru mult timp. Cartea autorului Radek John are peste 300 de pagini, iar piesa Punctul de Întoarcere este jucată într-un singur act și durează 45 de minute, atât cât ar dura o lecție la școală. Asta înseamnă că actorii și regizorul au la dispoziție mai puțin de o oră pentru a-i face pe adolescenți cel puțin să analizeze problemele respective. Înainte de a ieși în scenă, spun: Doamne, ajută-mă să ating cel puțin o inimă. Nu provoc frica că drogurile sunt îngrozitoare, dar spun doar atât. Tinerilor, atunci când sunteți în fața unei alegeri, faceți-o pe cea potrivită. Dependența de droguri, alcoolismul, SIDA, sinuciderile sunt probleme despre care toată lumea se gândește. Cu siguranță nu mă vor atinge. Teatrul însă nu evită conversațiile sincere. În proiectul Puterea Vieții sunt 6 spectacole și fiecare atinge un subiect fierbinte. În sală sunt prezenți elevii claselor de a 7-a și a 9-a. Tăcerea apăsătoare este întreruptă de zâmbete.
Am rămas impresionată de performanța spectacolului, jocul actorului, am simțit și înțeles tot ceea ce a încercat să ne transmită și să ne arate. Am la ce să mă gândesc după asta. Spectacolul pe care îl privesc, îl resimt. Probabil împărtășesc aceleași îngrijorări cu eroul principal. Astfel, lucrurile sunt percepute de elevi mult mai bine și mult mai ușor. Prin urmare, mi se pare că un astfel de format este mai accesibil și mult mai bun. Forumul teatral Puterea Vieții activează de 8 ani. De-a lungul anilor, geografia proiectului a crescut la nivel de țară. Recent, formatul a fost schimbat. Acum, după spectacol, adolescenții pot adresa specialiștilor întrebări. Există o astfel de lege. Din punct de vedere statistic, 10% sunt cei mai activi, ceilalți ascultă, se gândesc, adresează întrebări, chiar dacă nu sunt de acord cu ceva. Piesele pe care încercăm să le jucăm mai devreme sau mai târziu își vor lăsa amprenta. Suntem responsabili în primul rând pentru ceea ce tinerii înțeleg greșit, ce fac rău sau ce greșeli comit. Adulții sunt de vină pentru toate greșelile copiilor. Copiii sunt oglinda noastră. La finalul piesei, personajul principal moare. La fel ca și în viață, puțini reușesc să scape din captivitatea drogurilor. Unii elevi de liceu însă sunt vaccinați de astăzi împotriva ciumei secolului 21. Grădina zoologică din Moscova, una din cele mai vechi din Europa, marchează 155 de ani de la înființare. Încă de la început, grădina zoologică a găzduit 300 de animale, însă până în prezent s-au adunat peste 5.000 de viețuitoare. Am decis să vizităm locul de agrement. Ursoaica Nicu uneori pare să uite că este un animal prădător și se joacă chiar și cu câinele, mai ales atunci când este vizitată de veterinarul îndrăgit Dmitri. Nicu a fost adus acum 4 ani de la Ciucotca la grădina zoologică din Moscova. Ursoaica a fost observată de echipa de polițiști, care au informat grădina zoologică din Moscova și au solicitat asistență. S-au implicat chiar și aeronavele militare. Aici, în grădina zoologică din Volokolamsk, este ca și în Arca lui Noe. Păsările sunt aduse pentru a se cupla și a face urmași. Centrul în sine este creat de grădina zoologică din Moscova, care a împlinit 155 de ani. Grădina zoologică din 1864 a fost creată de Societatea Rusă Imperială pentru aclimatizarea animalelor și plantelor. Mai mult de 200 de animale s-au stabilit pe iazurile de la Presneanski. Împăratul Alexandru al II-lea i-a oferit instituției un elefant indian. Astăzi, întreaga familie a acestor animale trăiește în grădina zoologică. Mama, tata și doi elefanți mici. 10 de spectatori îi urmăresc zilnic. Prânzul în familia elefanților sau cea de lei arată la fel ca și în natură. Acest lucru se datorează modului în care sunt poziționate volierile în grădina zoologică. Mulți locuitori trăiesc în aer liber. De lumea înconjurătoare sunt separați de șanțuri adânci și fire de înaltă tensiune. Alte viețuitoare însă beneficiază și de conace. Aceste capre sunt monitorizate strict, astfel încât să nu fie hrănite de vizitatori. Svetlana Akulova, directorul general al grădinii zoologice, are și un consilier patruped. Chihuahua Juja își găsește loc și în fotoliul stăpânei. Cu toate acestea, Svetlana are multe animale sălbatice la grădina zoologică. Îmi plac orangutanii, manifestă activ deprinderi umane, mimica. Avem un micuț matic, înainte era un altul Mimi, l-am trimis pentru împerechere la Londra. Angajații se arată convinși. Obiectivul principal al grădinii zoologice nu este distracția publicului, ci salvarea altor animale rare, iar orice vizitator poate da o mână de ajutor. Practic, fiecare animal din grădina zoologică din Moscova are un tutore. În plus, nu doar o fundație sau organizație, dar și o persoană obișnuită poate deveni sponsor. Astfel, pensionara Sofia are grijă de acești pinguini, transferând lunar o parte din pensia sa pentru întreținerea acestora. Tot aici, angajații pot să organizeze lecții. În 2016 a fost creată Academia Grădinei Zoologice din Moscova. Prelegerile sunt organizate pentru zoologii profesioniști, profesorii de biologie și pentru iubitorii de animale rare. Aici veți obține informațiile necesare, cum să conviețuiți cu un șarpe sau cu un păianjen în apartament. Dacă vă gândiți că aveți nevoie de un animal de casă și nu ați decis care ar fi, eu vă recomand peștișorul de aur.
Ca și în povestea peștișorului de aur, ziua de naștere a grădinii zoologice le-a îndeplinit cel puțin două dorințe ale angajaților săi. Instituția are propriul său imn, iar una din cele mai preferate animale, pisica sălbatică Manul, va reveni la grădina zoologică. Animalul este foarte rar și preferă singurătatea, ascunzându-se de vizitatori. În ultimul timp însă, aceasta a început să iasă mai des din voalieră. Pare să simtă onoarea care i-a fost acordată. Astfel a arătat săptămâna în țările din Uniunea Economică Euroasiatică. Despre cele mai interesante și importante evenimente din viață, experiența și realizările locuitorilor celui mai mare continent din Eurasia, vă vom povesti și sâmbata viitoare la Accent TV. Vă reamintesc, puteți găsi informații relevante pe site-ul nostru acratimatv.md sau accesând pagina noastră de Facebook, Odnoclasnici, Telegram sau Twitter. Sunt Ludmila Apostol și aici finalizăm emisiunea Continent. Numai bine! We'll be right back.